Reprezentanții primăriei Drobeta Turnu Severin au organizat licitație pentru atribuirea lucrării de amenajare a parcării din zona platformei industriale Celrom. Aici sunt angajați în prezent mai bine de 1000 de oameni, iar locurile de parcare sunt insuficiente și neamenajate. A devenit zona industrială. Eu am informații că acest investitor la anul, de fapt asta a fost promisiunea lui și a noastră către el, mai creează încă 2000 de locuri de muncă. Mai am informații că mai vin și alte firme acolo. Altele se vor muta acolo pentru că deja este un complex industrial. Să dea Dumnezeu peste 2-3 ani acolo să fie în jur de 10.000 de angajați. În zonă mai sunt însă și 54 de oameni care dețin acolo construcții ilegale care urmează să fie demolate pentru a face loc parcării. În pofida faptului că oamenii nu au nicio formă legală pentru terenul ocupat abuziv, reprezentanții municipalității le-au acordat teren pe calea Cernețului pentru a-și muta acolo construcțiile. Oamenii de acolo și-au ridicat construcțiile nelegale. Până în prezent doar undeva 10, cam o zecime între și-au ridicat. Începând de astăzi, se va trece la comunicarea dispoziției de desfințare pe calea administrativă și pe cheltuiala respectivului a construcțiilor ridicate abuziv și fără formă legală acolo. Prima dată se aduce la cunoștință dispoziția emisă de dumneavoastră. O să le precizăm la toți că dispoziția își produce efecte chiar în situația în care o contestă în instanță, pentru că prevede legea, și se va trece în 5 zile de la comunicarea dispoziției către persoana respectivă, se trece la desfințarea. Poate să-și ducă materialele acolo unde le-am afectat prin hotărâre de Consiliul Local spații pentru construcții așa cum le-au avut aici. Unde? Pe calea Cernețului am afectat 15.000 de metri pătrați pentru toți cei 50 și cât sunt acolo? De 54 de... Pentru toți cei 54 de ocupanți al acelor suprafețe. Contractul de atribuire a lucrării se va semna săptămâna aceasta, iar la începutul lunii decembrie vor începe efectiv lucrările de amenajare a parcării și a drumului de acces.